Vom citi din trei pasaje din Scriptură. Prima dată vom citi din Apostolul Pavel două versete pe care le veți găsi foarte asemănătoare, deși acolo Apostolul Pavel schimbă câteva cuvinte și apoi vom citi din Apostolul Iubirii din 1 Ioan. Întâi vom citi din Efeseni, capitolul 6, doar un singur verset, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Pasajul paralel, Coloseni, capitolul 3, versetul 21. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, și adaugă aici Apostolul Pavel, ca să nu-și piardă nădejdea. Și citim acum din 1 Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 12. 1 Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 12. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Cer în această dimineață îngăduința de la dumneavoastră să fac ce zice Biblia. Biblia spune că orice lucru pe care îl începe trebuie să-l ducă la bun sfârșit. În urmă cu mai multe luni, probabil să fie peste 6, aproape un an de zile, începeam acest mesaj înaintea dumneavoastră. Un mesaj cu titlul, o căutare pe care cu siguranță o are fiecare dintre cei care sunt părinți, cred că și bunici, cred că și unchi, mătuși. O căutare importantă, căutarea răspunsului la întrebarea cum să te rogi pentru copiii tăi. Am vorbit atunci prima parte a mesajului meu, cer îngăduința dumneavoastră în această dimineață să mă duc din nou în prima parte și apoi să finalizăm acest mesaj. Întrebarea este importantă, așa cum spuneam, e important, o întrebare la care cu siguranță se gândește fiecare dintre cei care sunt părinți. Cum să te rogi pentru copii? Ce să pui în rugăciunea aceea? Rugăciunea e importantă. Nu cred că trebuie să subliniez în această dimineață cât de important este să venim înaintea Domnului pentru copiii noștri. Nu doar să venim, ci să stăm înaintea Domnului pentru copiii noștri. Dincolo de toate lucrurile pe care le putem da, dincolo de tot ce înseamnă procesul educativ pe care îl facem în viața copiilor noștri, dincolo de toate momentele frumoase ale apropierii noastre, cred că este important, dumneavoastră știți că este important să ne rugăm pentru copiii noștri. Și zic, Doamne, ajută-ne! Atunci când ne rugăm pentru copiii noștri, acea rugăciune ne liniștește inima. Și avem nevoie în creșterea copiilor de momente în care inima noastră să fie liniștită. Avem așa de multe momente în care suntem pe munte, așa de multe momente frumoase, dar avem și momente care ți îngheață inima. Avem și lucruri în ce privește copiii noștri care ne îngândurează dacă nu ne întristează. Și atunci când ne ducem la Dumnezeu în rugăciune, înainte să adormim, înainte să facem orice altceva și spunem lui Dumnezeu, îi vorbim lui Dumnezeu despre copiii noștri, El Tată, noi părinți, El Părinte, noi părinți. Acea rugăciune ne liniștește inima. Știm că nu suntem lăsați singuri în acest proces. Știm că avem ajutor la Dumnezeu, preamărit să fie El. Așa că dacă în momentele acestea, în etapa aceasta de viață, vă simțiți tulburați legat de ce înseamnă procesul educativ, de lucrurile pe care poate l-au făcut copiii noștri, să știți că liniștea nu o găsim obligându-i să facă ceea ce noi vrem să facă, ci liniștea ne vom găsi înaintea Domnului, stând de vorbă cu Dumnezeu despre ei. Rugăciunea este importantă pentru că ne liniștește inima. Rugăciunea este importantă și pentru că ne mărturisește limitele. Gabi, în cazul vostru nu se mai pune așa problema. Deja ați învățat care sunt limitele. Aceea înseamnă să fii părinte.
Dar pentru cei care sunt pentru prima dată pe drumul ăsta, pentru cei care acum își țin în brațe sau așteaptă să vină bebelușul, ei încă mai au sentimentul că știu, că pot. Au citit toate cărțile, au ascultat toate podcasturile, au făcut tot ce trebuia ca să fie pregătiți pentru acel moment. Și vine momentul, îl ții în brațe. Trage aer în piept și realizezi că nu știi, că nu poți, că n-ai toate resursele, că n-ai toată capacitatea, că ești atât de limitat. Când vine al doilea, deja știi că ești limitat. Când vine adolescența, tot ce ai învățat până atunci, și ai mai învățat câte ceva, când vine adolescența, realizezi că intri într-o etapă pe care iarăși nu o cunoști, în care iarăși trebuie să te educi. Când mă plec la capul patului sau în felul în care eu mă rog în cămăruța mea și mă rog pentru copiii mei, rugăciunea aceea mărturisește că, Doamne, dar eu nu știu, Doamne, dar eu nu pot, Doamne, eu îți mulțumesc pentru harul pe care mi l-ai dat, pentru onoarea aceasta de a crește un copil, este o onoare, dar vreau să-ți spun că fără tine n-o scot la capăt. Aș vrea să vin ajutorul meu. Avem nevoie de tine. Am crezut că toți părinții vor zice amin. Avem nevoie de tine. Rugăciunea mărturisește limitele, rugăciunea ne liniștește inima, rugăciunea ne asigură și parteneriatul acesta cu Dumnezeu. Deci, în societatea noastră este această bătălie teribilă. Ai cui sunt copiii noștri? Ai cui? Statul zice și ai mei. Societatea zice, îi creșteți pentru o societate bună, deci trebuie să fim atenți cum îi creșteți. Ai cui sunt copiii noștri? Dacă întreb părinții, părinții vor zice, nici chip, sunt doar ai mei, eu i-am făcut. Eu i-am primit de la Dumnezeu. Ai cui sunt copiii noștri? Sunt ai noștri. Sunt și ai societății, fac parte din societate. Dar o spunem răspicat, clar, sunt și ai lui Dumnezeu. Îi primim în dar o vreme. O, Gabi, și ce repede trece vremea aceea. Ce repede trece vremea aceea. Parcă mai ieri ai mei erau ca ai tăi. Unde au zburat anii? Vă iau martor pe dumneavoastră cei care aveți părul mai cărunt decât al meu. Unde au zburat anii? S-au dus copii, aveți nepoți deja. Unii dintre dumneavoastră aveți strănepoți. Și parcă mai ieri, nu e așa? Parcă mai ieri, copiii care au acum, la rândul lor, nepoți, vă alergau prin casă. Ce repede trece vremea. Și în trecerea asta fulminantă a timpului, noi recunoaștem ceva. Copiii ne sunt dați doar pentru o vreme. Și în vremea aceea în care ei ne sunt dați, trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a-i prezenta înaintea lui Dumnezeu. Dar faptul că ne sunt dați pentru o vreme, că nu sunt doar ai noștri, iarăși ne bucură inima, pentru că știm că sunt și ai lui Dumnezeu, preamărit să fie numele Lui. Importantă rugăciunea pentru copii, important să ne rugăm pentru copii, dar cum să te rogi pentru copii? Ce să spui atunci când stai înaintea Domnului pentru ei? Cu ce să presari în rugăciunea aceea? Și spuneam rândul trecut, vă spun și acum, mi-e greu să vă repet și poate că unora le este de folos. Spuneam, când ne rugăm pentru copiii noștri, prima parte a rugăciunii trebuie să fie pentru noi. În Scriptură întotdeauna contează ce educi, contează ce pui în educație, dar contează la fel de mult, poate mai mult, cine este cel care educă? Cine face educația? Care sunt mâinile care modelează acel copil? Și de aceea atunci când ne rugăm pentru copiii noștri, înainte de a spune o mulțime de lucruri despre ei, pentru ei, este momentul să ne rugăm pentru noi. Nu e așa? Cei care sunteți părinți și copiii au mai crescut puțin? Ce oglindă sunt copiii noștri! Cât de ușor ne vedem în ei! Și ne vedem și lucrurile frumoase în ei și atunci ne bucurăm, zâmbim, zicem, e de la noi treaba aia. Dar uneori ne vedem și lucrurile grele
dificil de acceptat în ei. Ce oglindă, ce provocare este să fii părinte și să vezi în copiii tăi propriile slăbiciuni. Să vezi în copiii tăi propriile alunecări. De aceea este important, înainte de a spune orice, înainte de a cere orice pentru copii, este să te oprești și să te gândești la tine, să mă gândesc la mine. Cum sunt eu ca tată? Să mă pun în această lumină, în fața acestei oglinzi, a cuvântului lui Dumnezeu, dar și a felului în care se dezvoltă copiii noștri. Să ne uităm la ei și să începem să ne rugăm. De aceea zic, în această dimineață am zis și atunci, înainte de a spune orice, ne trage mai în piept și când începem să ne rugăm pentru copiii noștri, zicem, 1. Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Și bineînțeles că nu mă refer aici la lucrurile pe care le putem număra, lucrurile pe care putem pune mâna, nu mă refer aici la materialism. Tot ceea ce facem noi se transformă, fie că vrem, fie că nu vrem, într-o moștenire pe care o lăsăm copiilor noștri. Cum este moștenirea pe care o las? Ce fel de moștenire am dat copilului meu? Felul în care iubesc este felul în care va iubi. Felul în care prețuiesc oamenii este felul în care va prețui. Felul în care mă descurc în viață este felul în care va încerca să se descurce în viață. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Sunt înclinați spre compromis? De ce să mă supere faptul că văd că și el este înclinat spre compromis? Inclusiv cu mine. Este doar moștenirea pe care o ofer. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Orice părinte lasă o moștenire. Afli mai târziu, tu obișnuiai când existau momente de tensiune între tine și soție să nu-i vorbești 2 săptămâni. S-a căsătorit copilul și vine la tine nora și îți spune, de o lună de zile nu vorbește cu mine. S-a supărat. Și te gândești în inima ta, eu doar 2 săptămâni stăteam. Da, dar aceea a fost moștenirea pe care i-ai lăsat-o. El a luat moștenirea și a înmulțit-o. Ce moștenire lași copilului tău? Felul în care mă comport în familie, capacitatea de a ierta, felul în care iert, toate astea se transformă într-o moștenire pe care o dau mai departe copiilor mei. De aceea, înainte de a spune orice cuvinte înaintea lui Dumnezeu, înainte de a mă grăbi de a rosti fraze preconcepute înaintea lui, este bine să mă opresc un pic și măcar o dată pe săptămână să mă gândesc la mine ca părinte și să zic, Doamne, o Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Vedeți cum zice aici Apostolul Pavel, în 2 pasaje, la 2 biserici diferite, îi cheamă pe părinți să nu întărâte pe copiilor, să nu stârnească, să nu construiască un mediu în așa fel încât copilul să se obișnuiască cu mânia. Aveți grijă, zice Apostolul Pavel, ca nu cumva să deformați prin moștenirea pe care o lăsați copiii. Ce moștenire las? Am spus-o și atunci, o spun și acum, și acum îmi sensibilizează inima într-un mod aparte. M-am întrebat și continui să mă întreb. La 20 de ani după moartea mea, dacă unul dintre fiii mei ar fi luat deoparte de un reporter și ar fi întrebat, spune-mi cum a fost tata, ce poți să-mi spui despre tatăl tău? Eu să fiu plecat din lumea aceasta de 20 de ani. Ce ar putea spune copilul meu devenit deja probabil bătrân? Tata, nu mai aduc aminte. Semn că vrea să șteargă orice fel de memorie. Sau ar zice, tata, mi-e un dor teribil după tata. Tata, l-am iubit pe tata. A fost modelul meu în viață. Și încerc să trăiesc în lumina acestui lucru, întrebându-mă din timp în timp, ce moștenire las copilului meu? 2. Când mă rog pentru copiii mei, când stau înaintea Domnului pentru ei, este momentul să stau înaintea Domnului pentru mine. Să zic, să mă întreb, să-L rog pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă care să treacă testul timpului și care să îmbogățească
spiritual, emoțional copilul meu. Apoi mă rog și zic, Doamne, ajută-mă să mă port cu înțelepciune cu copiii mei. Am crezut că și de data asta părinții vor zice amin. Ajută-mă să mă port cu înțelepciune cu copiii mei. Am citit versetele astea din Coloseni și din Efeseni, ce zice aici apostolul Pavel, vorbește despre a nu întărâta, în alt text zice, la mânie, pe copii, ca nu cumva să-și piardă, și în alt text zice, nădejdea, să nu-și piardă nădejdea. Dumneavoastră n-ați vrea mai multe detalii? Că și eu aș vrea. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să întărâți la mânie? Ce înseamnă să fii în așa fel încât să provoci, să ridici nivelul de mânie? Și cu toate astea, apostolul nu ne oferă mai multe detalii, lasă așa. Și eu cred că lasă așa pentru că sunt așa de multe modalități. Aproape fiecare dintre noi are modalitatea lui în care nu întărâtă, o pun în termen pozitiv, în care nu întărâtă la mânie. Dar e așa de important. Și încercați să vă imaginați un moment obișnuit. Este marți seara, ai venit de la lucru, frânt. Nu mai ai chef de nimic, dar ai copii. Și pentru că ai copii, începe să ți se spună ce s-a întâmplat. Și dintr-o dată afli o năzbâtie pe care a făcut băiatul tău, pe care a făcut-o fata ta. Atunci acolo, pentru toate lucrurile care s-au pus peste tine toată ziua, îți vine să explodezi, să vezi negru în fața ochilor. Și atunci acolo realizezi că dacă ai face-o, ți-ai distruge copiii. Ei nu trebuie să fie coșul de gunoi al tuturor tensiunilor de peste zi. Ei n-au de ce să poarte povara, greutatea necazurilor pe care le duce părintele. Și atunci realizezi cât de importantă este această rugăciune. Trage aer în piept și zici, Doamne, dă-mi puterea să mă port conform cu înțelepciunea Ta. Nu conform cu mânia mea, nu conform cu sentimentele mele, nu conform cu faptul că mă simt trădat, nu conform cu faptul că simt că i-am spus de 1000 de ori lucrul ăsta și a 1001 oară nu m-a ascultat în continuare, nu conform cu astea, ci conform cu înțelepciunea Ta. Doamne, dă-mi această înțelepciune. Să pot în mijlocul familiei mele să Te reprezint bine, să ajungă la inima copiilor mei întâi dragostea, întâi prețuirea, întâi acceptarea. În fiecare moment, în fiecare clipă, avem nevoie de călăuzire pentru a ne purta cu înțelepciune, pentru a crește oameni demni, oameni care n-au ajuns mâncați de furie, de furia noastră. Deci când mă rog pentru copiii mei, zic, 1. Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. 2. Doamne, ajută-mă să mă port cu înțelepciune. Și 3. Doamne, ajută-mă să călăuzesc în lumină. Dă-mi lumina Ta să pot călăuzi în lumina Ta. Copiii vin la noi după sfat. Zic unii, până când sunt adolescenți. Eu nu cred asta. Eu cred că copiii vor veni la sfat, la părinți, câtă vreme vor trăi părinții. E adevărat că se schimbă felul în care pun întrebările. E adevărat că se schimbă felul în care se raportează la părinte și iarăși este foarte adevărat că părintele trebuie să învețe etapele prin care trece copilul și să-și adapteze felul în care sfătuiește în funcție de etapa în care se află copilul respectiv. Una sfătuiește un copil, un puști care se duce acolo la școală și cu totul alta sfătuiești un adolescent. Într-un fel sfătuiești un adolescent și altfel sfătuiești un tânăr care este deja pe banii lui și cu totul altfel sfătuiești un fiu care are la rândul lui copii. Dacă nu ne schimbăm, de ce ne mirăm că nu mai primesc sfaturile noastre? Dacă suntem aceiași, impunători, gata să-i obligăm să facă ce vrem noi, de ce ne mirăm? A călăuzi în lumină nu înseamnă a obliga, a manipula, a forța copilul să facă voia mea, ci înseamnă a mă ruga în primul rând înainte lui Dumnezeu să primesc lumină.
E adevărat că noi ne bazăm pe experiența deseori, că ne bazăm pe lucrurile pe care le-am văzut, pe care le-am trăit, pe care le-am experimentat, dar dincolo de toate astea, vă întreb în dimineața asta, întrebam și atunci. Nu e așa că am avut momente în viață în care un lucru care nouă ni s-a părut bun, extraordinar de bun, la capătul drumului să se transforme și să nu fi fost atât de bun. Și un lucru pe care noi l-am văzut rău, la capătul drumului să se transforme și să nu fi fost atât de rău. Părintele nu poate pleca în domeniul ăsta al călăuzirii copilului său cu gândul, lasă că știu eu. Tu învață de la mine că ești mai bătrân ca tine. Eu am trecut pe unde treci tu. Și părintele înțelept, trebuie să facă un pas în spate și să zică, mă voi ruga Domnului. Voi cere Domnului lumină de la el ca să-ți pot da un sfat ce să te ducă spre viață, să te ducă spre lumină. Și pentru asta avem nevoie de rugăciune. De aceea, dincolo de a fi foarte porniți și foarte încrezători pe propriile experiențe și pe ceea ce știm, în paranteză fiind spus, lumea lor nu-i lumea noastră. Fiecare generație are lumea ei. Deși lumile noastre sunt paralele, copiii noștri trăiesc cu tot o altă lume. Și tocmai de aceea așa de mare este nevoia noastră să cerem din partea lui Dumnezeu călăuzire. Spunea Domnul Hristos, Ioan 16:13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Doamne, călăuzește-ne și în ce privește educația copiilor noștri. Și biserica zice, amin. Când mă rog pentru copiii mei, în primul rând mă rog pentru mine și zic, Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Când voi pleca, și iubiți frați și surori, plecăm. Când voi pleca, să fiu mulțumit de ce am reușit să las copiilor mei. Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Doamne, ajută-mă să mă port cu înțelepciune în mijlocul familiei mele. Și Doamne, ajută-mă să călăuzesc în lumina Ta. Dar când mă rog pentru copiii mei, trebuie să mă rog și pentru ei. Nu doar pentru mine. Și atunci când mă rog pentru copiii mei, trebuie să spun așa, ce ar trebui să spun? Care sunt rugăciunile? Și multe rugăciuni au părinții pentru copii. Doamne, dă-le, Doamne, fă-le, Doamne, ajută-le. Dar dintre toate aceste rugăciuni, care toate sunt importante, care toate sunt valoroase și ne rugăm ca Domnul să le asculte pe toate, care sunt conform voii sale, dintre toate aceste rugăciuni, ce e mai valoros? Ce n-ar trebui să lipsească niciun chip din rugăciunea unui părinte? Spunea Apostolul Pavel Galatenilor, e adevărat, el vorbește acolo despre copiii în grădință, dar cu siguranță că se poate aplica tuturor copiilor, spunea copilașii mei, Galateni 4:19, pentru care iarăși simt durerile nașterii. Și iată pentru ce se ruga, pentru ce simțea dureri atât de cumplite, cum sunt durerile nașterii, Apostolul Pavel. Până ce va lua Hristos chip în voi. Deci, pentru ce să mă rog? Trei lucruri le spun rapid. 1. Când mă rog pentru copiii mei, trebuie să mă rog pentru ei și să le zic, 1. Doamne, dăruiește-le adevăratele valori. Adevăratele valori. Știu, vrem să aibă o pâine mai albă. Vrem să aibă o viață mai bună. Nu-i greșit să-ți dorești lucrurile astea pentru copiii tăi. Vrei să nu înceapă de unde ai început tu, poate că eu, poate dumneata, am început de la furculiță. Le spunem, când eu m-am căsătorit, dar n-am avut nimic. Nimic. Și încetul cu încetul, iată ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. Ai vrea ca ei să nu înceapă de la cel nimic. Ai vrea să înceapă de la ceva mai mult de atât. Și e bine să vrei asta, dar dincolo de toate astea, trebuie să ne rugăm ca Domnul să le dea adevăratele valori. Care sunt acelea? Dacă i-ar fi să-i întrebăm pe ei, ar zice, devenire economică. Să am mai mulți bani. Să am o casă. Să am o mașină. Dacă i-am întrebat, poate ne-ar vorbi despre joburi, să aibă o carieră, să reușească să-și împlinească visuri cu o anumită diplomă. Sunt oare acestea cele mai importante în viață? Poate că nu. Poate că nu. Și atunci ce ar fi important? Ce ar trebui să cerem de la Domnul pentru copiii noștri? Care sunt adevăratele valori? Poate că una dintre cele mai importante valori
care face inima unor părinți să sângereze, este întâlnirea cu Hristos. Și când zic, Doamne, dă-le adevăratele valori, zic, Doamne, întâlnește-te cu copiii mei. Aș vrea să te întâlnești cu ei și din întâlnirea aceea să plece schimbați. Aș vrea să le cucerești inima, aș vrea să le ierți păcatele, aș vrea să-i răscumperi pentru tine. Aș vrea să le scrii numele în cartea vieții, aș vrea să fie ai tăi, pentru totdeauna ai tăi, Doamne. Iată ce suspină părintele credincios în cămăruța lui. Doamne, mântuiește-mi copiii. Știu, Doamne, că l-ai făcut un medic celebru. Știu că, Doamne, iată, i-ai dat așa de multă trecere înaintea oamenilor. Dar, Doamne, eu nu sunt în păcat până când nu sunt convins că mi-ai mântuit copiii. Doamne, mântuiește-ne copiii. Asta este rugăciunea părintelui, asta e valoarea. Toate celelalte pe lângă asta pierd. Toate celelalte nu strălucesc așa cum strălucește această valoare. Am spus-o adeseori de la amvonul acestei biserici, o spun și în dimineața aceasta, cu durere, copiii noștri nu se nasc mântuiți, se nasc risipitori. Se nasc risipitori. Și nu-i putem mântui noi. Nu putem să ne botezăm noi pentru ei. Nu putem să-i cunoaștem noi pe Domnul pentru ei. Ce putem să facem noi este să-i ducem în preajma Mântuitorului și Iubitorului de oameni. Dar în ultimă instanță, ei trebuie să aibă o relație cu acest Mântuitor. De aceea rugăciunea Părintelui, Doamne, mântuiește-mi copiii. Nu va înceta, chiar dacă îi va duce pe buza mormântului. Ba mai mult de atât. Îndrăznesc să merg mai departe de atât în această dimineață. Să știți că un părinte credincios nu-i mulțumit și împăcat doar când și-a văzut copilul aici. Ce zi de sărbătoare e aceea? Ce zi înălțătoare pentru o mamă, pentru un tată care a stat înaintea Domnului pentru copiii lui, pentru o mamă și tată conștienți că ei n-au putut să genereze asta, că nu ce-au făcut ei și l-au dus pe copil în apă botezului, ci că Hristos Domnul, care și-a întins mâinile la calvar, iată, i-a mântuit unul dintre copii. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Dar nu ne putem opri la apă botezului. Nu-i suficient atât. Nu vrem doar atât pentru copiii noștri. Ne rugăm mai mult de atât. Cum zicea aici Apostolul Pavel, Hristos să ia chip în ei. Nu suntem mulțumiți să fi trecut prin apa botezului și să-și vadă de ale lor. Nu. Nu. Vrem să vedem cum seamănă cu Hristos. Vrem să-i vedem cum trăiesc cu Hristos. Și de aceea părintele va intra din nou în cămăruța lui și se va ruga. Doamne, știu că l-ai mântuit, dar nu-l lăsa din palmele tale. Ține-l, Doamne, aproape și prin apropierea ta fă-l să semene cu tine. Doamne, mântuiește-ne copiii, mântuiește-ne copiii. Când mă rog pentru copiii mei, zic, Doamne, dă-le adevăratele valori. Și care sunt acelea? 1. Mântuirea, întâlnirea cu Hristos și transformarea inimii ca să semene cu cel prea înalt. Când mă rog pentru copiii mei, mai spun ceva. Doamne, ajută-i să ia decizii corecte. Adevărat, vin la noi pentru sfat. E adevărat, ne caută, ne întreabă. Câteodată nici nu ne dăm seama că ei ne întreabă de fapt ce părere avem. Ne întreabă. Dar la capătul drumului, și corect să fie așa, e normal să fie așa, părintele trebuie să se retragă pentru că el, copilul, trebuie să ia propriile decizii. Nu putem impune? Nu. Și chiar dacă ne uităm cum un copil de-al nostru alunecă, se duce într-o direcție care nouă nu ni se pare potrivită, copilul are dreptul la propriile alegeri. Mă adresez tinerilor. Vreți să știți ce vă așteaptă când veți avea copii și copiii vor crește și vor fi adolescenți, tineri? Iată o parte a meseriei de părinte. Să stai să te uiți cum aleg greșit copiii tăi și în cămăruță să strige înaintea Domnului, să-i păzească, să-i ajute, să-i ocrotească. Doamne, ajută să ia decizii înțelepte. Cei care lucrați în construcții știți, nu-ți trebuie deviație mare de la temelie, ca atunci când ai ajuns la
acoperișul casei să fie hăt departe să trebuie să dărâm zidul. Trebuie doar câteva grade, câțiva centimetri, nici centimetri. La început începe cu puțin. Așa sunt și deciziile greșite la început, încep cu puțin. Părintele care are experiență vede în ce direcție se duce. Dar ce poate face? Vă spun ce poate face. Să tragă aer în piept și seară de seară, dimineață de dimineață, când e la volan, când spală vasele, când întinde rufele, să zică: Doamne, ajută să ia decizii înțelepte. Remarcați în text ce zice apostolul Ioan despre tinerii care iau decizii înțelepte. Care ar trebui să fie rugăciunea noastră în domeniul ăsta? Că ea se sparge în câteva dintre expresiile biblice. Zice apostolul Ioan să iubească, zice despre: v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Luați acest verset. Noi cei care suntem părinți, să luăm acest verset, să spargem cele trei idei care se transformă în trei rugăciuni. Doamne, vreau copiii mei să iubească cuvântul Tău. Dacă vreau să ia decizii corecte, trebuie să aibă o relație cu cuvântul lui Dumnezeu. El e o candelă pentru picioarele noastre, El este o hartă pentru noi. Trebuie să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-i să aibă drag de Scriptură. Doamne, ajută-i să dejuge planurile satanei. Zice că i-a biruit. L-a biruit pe cel rău. Au înțeles unde sunt capcanele celui rău. Au priceput unde diavolul a pus capcanele lui. Doamne, ajută-i, dă-le lumină să vadă, să priceapă. Și apoi zice că au rămas tari în fața ispitei. Ajută-i, Doamne, să fie tari în fața ispitei. Câte ispite nu sunt astăzi? Drogurile se vând la ușa sălilor de curs sau la poarta liceului. Câte ispite nu sunt astăzi? Cum putem noi să ne ajutăm copiii? Într-o mulțime de moduri, dar inclusiv prin rugăciune. Doamne, ajută să rămână tari în fața ispitei. Când ne rugăm pentru copiii noștri, ne rugăm așa: Doamne, dă-le adevăratele valori, întâlnește-te cu ei și fă-i să semene cu tine. Doamne, ajută să ia decizii bune și închei cu trei. Doamne, dă-le relații binecuvântate. Cât de importante sunt relațiile. Scriptura seamănă viața noastră cu o grădină. Grădinarul, cel care este stăpânul grădinei, e Dumnezeu. Dar în grădină tot vin oameni. Unii vin puțin și fac mult rău. Alții vin mult și fac mult bine. Cât de mulți oameni intră în grădina noastră, în viața noastră, cât de mulți oameni pot avea de-a face copiii noștri. Doamne, cât de importante sunt relațiile, cât de important este anturajul în viața lor. Da, trebuie să veghem asupra acestui domeniu, asupra anturajului, dar de asemenea trebuie să ne rugăm înaintea Domnului: Doamne, adu relații binecuvântate în viața lor, relații care să-i înflorească, relații care să-i crească în asemănare cu Tine, relații care să-i binecuvânte. Doamne, dă-le relații binecuvântate, relații care să-i modeleze, care să-i transforme, relații bune. E plină viața noastră și Scriptura de exemple și pozitive și negative. Relații bune care au înflorit și relații rele care au otrăvit și distrus. Trebuie să ne rugăm înaintea Domnului ca Domnul să dea copiilor noștri relații binecuvântate. Deci când mă rog pentru copiii mei, ce spun? În primul rând mă rog pentru mine și zic: Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Doamne, ajută-mă să mă port cu înțelepciune și dă-mi lumina Ta să pot călăuzi. Doamne, când mă rog pentru copiii mei, zic: Doamne, mântuiește-mi copiii. N-o să mă las până când nu-i mântuiești. O să bat la ușa Ta până când ori voi muri, ori îi mântuiești. Și după ce îi vei mântui, Doamne, vreau să semene cu Tine, să crească în asemănare cu Tine. Doamne, dă copiilor mei înțelepciune ca să poată lua decizii bune. Și Doamne, Te rog din toată inima, adu în viața lor acei oameni care să-i prețuiască, cu relații care, cu adevărat, să-i binecuvânte.
Rugăciunea este o luptă. Și să ne luptăm așadar pentru copiii noștri în rugăciune. Am spus adeseori exemplul ăsta, închei cu el în această dimineață, spunea mama lui Augustin, acest părinte bisericesc. Atunci când tot era înțepată de către vecina ei, aducându-i vești despre nebuniile pe care le făcea Augustin la Roma, spunea mama lui Augustin, ceea ce cred că e în inima fiecărui părinte, copilul atâtor rugăciuni n-are cum să se piardă. Noi trebuie să facem atâtea rugăciuni și apoi să avem încredere în Dumnezeu. Rugăciunea este o luptă, dar vreau să vă spun în dimineața asta că rugăciunea este și o sărbătoare. Rugăciunea este și o celebrare, este o sărbătoare pentru că rugăciunea ne duce înaintea celui care ne prețuiește, căruia îi pasă de noi. Rugăciunea este o sărbătoare pentru că noi știm că cel la care ne rugăm nu doar că ne iubește pe noi, ci iubește și copiii noștri. Spunea Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, și vă rog să-L luați pentru copiii dumneavoastră și pentru mijlociile, rugăciunile pe care le aveți înaintea Domnului pentru ei. Spune așa, și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Sunt încredințat că Domnul are puterea să ne păzească copiii pentru că i-am dat Lui prin rugăciune. Pentru că i-am încredințat Lui prin rugăciune. Binecuvântat să fie Domnul. Continuăm să ne rugăm pentru ai noștri și fie ca Domnul să ne asculte. Amin.